pe ziua de astăzi. Eu sunt super hype pentru că mă apuc să fac ceva mâncare. Pentru că vreau să vă iau un picuț în balcon. Așa zic eu, balcon, mă rog, eu prelungirea bucătăriei. Și voiam să vă arăt colțul meu verde. M-ați văzut mai devreme că m-am dus să pun apă la flori. Stăt să punem aici focus pe flori, nu pe mine. Și am venit aici să mai aranjez, am mai tuns un picuț din ele, unele dintre ele, cum ar fi astea mov, se lasă, sunt florile astea lăsătoare care coborâțără prea mult. Am mai curățat un pic, ați văzut și avocado, am doi avocado aici, care au crescut super mult. Chiar mă gândesc ce o să se întâmple dacă mai cresc mai mult de atât, pentru că nu știu unde o să iei, o să trebuiască să-i pun afară, dar nu-mi dau seama unde. Apoi, am floricelele astea care sunt, asta iarăși e o floricică, stați că vă arătam altceva. Asta e o floricică din aceea lăsătoare, un fel de iederă. Acestea care sunt din aceeași familie cu asta mică de ijul roz. Niște bambuși și așa mai departe. Așa că astăzi a fost, mai devreme a fost zona asta de curățenie. Au încercat să fac și curalele să arate bine. Și acum, fiindcă este ora 6, mă apuc de făcut mâncare. Pentru că nu am pentru prânz și prânzul din nou este întârziat. Îmi ia foarte mult și foarte... Mi-e foarte greu să mă calibrez cu programul și totodată și cu somnul și cu programul și cu postatul mai nou. Ați văzut că urc clipurile foarte târziu pentru că a fost un haos în programul meu. Ce fac astăzi? Fac bame, mâncare de bame. Nu știu câți dintre voi sunteți familiari sau vă plac genul ăsta de mâncăruri. Nu există decât două tipuri de persoane, cei care urăsc bamele și cei care iubesc bamele. N-am auzit persoana care zic, ai, ok, mâncare de bame, mănânc. Așa că despre asta este vorba. Ce am eu aici? Am bamele pe care le-am decongelat aseară. Le-am pus la dezghețat, în ideea în care voiam să fac, dar nu m-am mai ținut energia. Drept urmare, le-am lăsat pentru astăzi, așa că o să mă apuc să le fac. Vă pun aici și o să vă arăt procesul. Din punctul meu de vedere, genul ăsta de mâncare se face super simplu, cred că e cea mai simplă mâncare. În funcție, bineînțeles, și de gustul vostru, se ia o ceapă. Eu o să pun jumate din ceapa asta, pentru că mi se pare mult o ceapă întreagă și este destul de mare. Se ia o ceapă și se rade pe răzătoare. Dacă aveți o răzătoare din asta, puteți să folosiți zona asta, dar nu cred că e nevoie. Eu de obicei folosesc partea asta mai mare pentru a rade ceapa. Și asta ca să se călească foarte, foarte repede, nu o țin foarte mult în ulei. Deci o să pun aici ceapa rasă, o să vă și arăt. Călită, evident, într-un pic de ulei, peste ceapa respectivă, care doar se aurește un pic, adică nu o lasă să se prăjească efectiv, doar să ia un pic focul. Se pun bamele, apoi peste bame se pune o linguriță jumătate de oțet și se lasă la, mă rog, apă și se lasă la fier până se moaie și continuăm după aia cu povestea. Deci cam asta am de făcut momentan, o să mă pun să rad ceapa pe răzătoare și să o pun la călit în oală. Da, și așa arată după ce au fost puse la cuptor. Cred că v-ați prins, că v-am zis că se pun roșii, o linguriță de bulion sau în fine după gust și sare în cazul în care nu e suficient de sărat pentru voi dacă puneți vegeta. Și cam așa arată. Au stat la cuptor încă după ce au fiert practic și au fost aproape gata, le-am băgat la cuptor ca să scadă și arată super, super delicios și abia aștept să se răcească ca să mănânc o porție. Azi uitasem să desfac adventurile de fapt. Hai să vedem.
Asta tot fuge de aici. Hmm. 16. Ce mică este chestia asta. Ah, ce cute! Yeah. Un burețelin ăsta de aplicarea corectorului. It's so tiny! So tiny and out of focus. A? A vrut. Și pare moale. Acum să vedem ce o să se întâmple după ce-l ud. Yay! This is so nice. De asta chiar mă bucur, adică întotdeauna e binevenit un burețel și sper să fie ok, să nu fie cataroi, dar pare ok așa, fără să fie udat. 16, l-am văzut din prima. Mamă, dar ce ochi ai. L-am văzut acum, intru în el. Acolo, stai. Așa. Ești înăuntru, nu? Oh. Finally, încă o punguță! Astea au fost delicioase, asta pot să vă zic că le-am mâncat în primele 5 minute. Ia uite! A pus lăbuța pe ea, cică, mine, dibs, dibs, dot, ți-au, vrei și tu bombonele? Vrei și tu bombonele sau de ce te uiți așa? Ai văzut aici bombonici? Ce-ar mânca aia dacă ar avea voie? Mamă, mamă, ții tu, ții tu! Da, asta e clar, trebuia să mă bat cu ea pentru bomboanele astea. Am terminat și cu mâncarea, am terminat și cu editarea, am terminat cu toate cele. Așa că acum bag o tură de fete de pe YouTube. M-am uitat la Andreea mai devreme, acum mă uit la Ștefana. Și îmi fac tura de vlogmasuri, care sunt acum disponibile. Și să vedem ce mai facem pe seara asta, pentru că e jumate și sincer suntem cam terciuiți. Așa-i? Da, nu știu, am avut o zi lungă și grea, din fericire mâine sunt liber. Ei, tu ai avut o zi grea? Dot? Cum a fost ziua ta? Hm? Îmi dai cu sin? Duțulica? Nu vrei tu să spui cum a fost ziua de azi? Ai dormit cu mine, așa e mai devreme. Hm? Da, și cam asta e, a fost, să zic așa, ziua noastră. Am avut astăzi... cursuri, ultima săptămână cu școală și am participat la materia de ziceam când îmi e bătăi de cap, apoi am avut filozofie și deși am zis că nu o să intru pentru că eram super obosită și voiam să mă odihnesc, n-am rezistat, n-am putut, a trebuit eu să intru să zic ceva acolo, două, trei cuvinte, mai zis că îmi place materia aia și apoi m-am apucat de făcut mâncare, am pus apă la flori. Eu am început practic invers, voi n-ați văzut toate lucrurile alea, însă cam așa a început ziua mea. Iar mai apoi, după curs sau în fine, ceva de genul, am dormit cred că vreo jumătate de oră pentru că mi-a dat așa un pic de knockout și acum iar sunt foarte terci, varză și mi-este foarte somn, dar nu știu de ce, că e abia o jumate sau în fine. Știu de ce, că s-a acumulat, dar în principiu cineva se joacă cu părul meu. Ea avea când era mic obiceiul să mă tragă de păr, deci nu exista să pot dormi cu părul desfăcut în pat, tot timpul mă trăgea de păr. Ce, mă? Ce faci acolo? Tot. Tot, ia uite, mă. Ia uite. Ce-i acolo? Ce faci acolo? Ce faci de acolo? Ce faci de acolo? Are chef de joacă, e foarte agitată pentru că odată cu mine ce credeți a dormit și ea. Așa că acum este pe viteze înainte. Așa că despre asta a fost vorba. Astăzi am gătit ceva. Ați văzut că am făcut mâncarea de bame. Chiar să-mi spuneți de curiozitate dacă mâncați așa ceva. Ați mâncat vreodată bame? Nu știu. Știu că se mai poartă la restaurantele astea libaneze sau nu mai știu exact pe unde se face ca un fel de salată sau în fine sunt în tot felul de mâncăruri. Eu am crescut cu ele, bunica mea făcea tocănița din asta, mâncare de bame și mie îmi plac foarte tare, dar v-am zis că sunt persoane care efectiv detestă textura lor pentru că au o textură mai deosebită. Tu ce vrei? Tu, ție-ți plac bamele? Ție-ți plac bamele? Vrei bame? Mâncare, cum să... Da. Are o față foarte judgmental așa la mod, de ce nu mă lași în pace?
Așa că asta este. Astăzi vom încheie aici pentru ziua de astăzi. De zilele viitoare tot încerc să-mi fac curat să fie mai animată treaba și mai activă, pentru că v-am zis să... Îmi pare rău că programul meu e așa cum e, dar chiar încerc să dau fața cu voi în fiecare zi și să fie cât de cât ok. Reglăm noi. Eu așa promit. Și sper să reușesc. Noapte bună vă urez, seară faină să aveți și ne vedem, bineînțeles, mâine într-un nou clip. Ciao!